Salut, sunt Delia și abia aștept să ne vedem pe 8 mai la Sala Transilvania, Sibiu. Aruncă-mă în aer! Podul de pe șoseaua Alba Iulia peste Cibin s-a închis de vineri dimineață și va rămâne închis până duminică inclusiv. În aceste zile se relochează țevile de gaz și apă în vederea modernizării și extinderii podului. Pentru aceste zile, primăria Sibiu a făcut publice rutele ocolitoare în funcție de zona din oraș în care doriți să ajungeți. Merișor Ceranu, fostul șef de cabinet al Poliției Sibiu și fost șef al Securității Aeroportului Sibiu, a fost condamnat de judecătorii tribunalului la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare. Ceranu a fost judecat pentru trafic de influență. Din funcțiile pe care le-a ocupat, a cerut beneficii financiare pentru a facilita diverse numiri pe post, transferuri sau examene luate. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. Un copil în vârstă de 14 ani din localitatea Brădeni a fost agresat fizic de un șofer, deoarece circula pe marginea drumului comunal aproape de partea carosabilă. Mama copilului spune că doi indivizi l-au bătut pe minor deoarece acesta i-a reproșat șoferului că a trecut cu mașina prea aproape de el. Femeia a apelat serviciul unic de urgență 112, iar un echipaj s-a deplasat la fața locului aplicându-le celor doi o amendă în valoare de 500 de lei pentru provocarea de scandal în loc public.